Nu mă, bă, nu mă bază. Hai, da, bun. Nu e, mă, băi, fii atent. Ce, se aruncă ăsta la deschidere, se aruncă. Păi da, mă, dar și când se salută, când se saltă, când intră ea, nu se salută cilișa, vine ăla pe patine și tu faci așa, adică la aplauz, cum ar fi? Ce n-ai, bă, mă, la ce hockey te-ai uitat la Reșița? Eu m-am uitat pe Netflix la hockey acum și am văzut ce se întâmplă. Aveam echipă de hockey la Reșița. Și eu, dar noi eram pe Iza. N-aveam patinoar la Reșița. Cum să n-avem? Aveam la Gara de Nord. Și n-aveam echipă, unde? Ba, nu s-a strâns de o echipă, că erau doar doi și aveam o singură crosă. Da. Dar ce, trebuie, nu știu, neapărat cu cross, să facem niște lemne, bade pe Iza când ne-a înghețat. Nu vom juca cu puc normal, că de spargem pe aici, jucăm cu minge, cu minge tradițională. Bun, primul va demonstra Nicolae, jucător de mănăstâncă. Dai una de for? 3.000. Dai una for? Una de avans, da. Pe cine a pus banii? Scuze, Georgiana! Da. Cine crezi că va aduna cele mai multe puncte? Bucătarul? Meteorologul sau ologul? Sau ologul cu vestuță? Cred că Răzvan. Mulțumesc tare. Iar puneți banii pe gloabă, treaba voastră. Bun, să știți că nu toate poveștile sunt ca în Harapal. Nu toate gloabele care mâncă jeratec după aia se transformă în armăsar. Medical ar fi și imposibil în cazul lui Răzvan să mai fie armăsar. Dar mă rog, bun, haideți să începem cumva. Nicolae, ai o lovitură de încercare dacă vrei. Te lași așa, mă? Vota mână? Lasă-l, că acum vede el. Ce o să facă? Toate rugăciunile noastre se vor concretiza de săptămâna viitoare. În afară pe Iza Zog, în Afăprung, n-am jucat în viață. Nu contează, ne bazăm pe intuiția ta. Să nu stric ceasul numai, mă, să nu știi ce... Sunt diferite punctele sau... Da, unul central, două intermediare și trei la vinglu. Unde ai fost până acum? Bă, nu trebuie să dai gol, trebuie să dai în tigăi. Eu cred că e pus aiurea poarta asta. E foarte bine pusă. Pună cu sus. Trei regizori ai lucrat. Hai de două secunde. Da. Una. Pot să o mânghii, să bagi un pic sub ea. A, da? Da. Lasă-l, bă, nu mai ajut acum. Vreau să-l ajut pe... Poți să arunc așa? Bineînțeles. Poți să-și arunc? Da, bineînțeles. Păi asta e șmecheria. Vezi? Mă rog, ăsta e hockey-ul, ai început să-l pricepi. Bă, oameni, păi stai, bă, și câte dai? Trei. Deci, a fost unul. Una de început, a doua, tot de început. După ce se pun numai? Doi, hai să dăm doi. Bravo. Mai una și gata, da? Și ultima. Hai, mă, concentrează-te un pic, că mie mi se pare că ești moale. E de la pantofi, ești... Ai început să-l pricepi. Am început, da. Răzvan, hai să vedem. Am și eu una de probă. Cel de mai motric dintre noi, după cum știți, poate imita că se pricepe la orice sport de pe planeta Pământ. Poate imita, am zis. Asta da. E de probă? De probă, de dar probă. Dacă lovesc, se punctează. Da. Totul pentru fericirea ta, bunicule. Hai să vedem. Ai fost aproape. Din prima, mă. Ai fost aproape. Am fost. Dar ia scama aia de acolo. Cine a fost? Nu e, mă, că nu e scamă. A fost la fân. Concentrate. Noi zicem scamă la altceva. Lovitura 1. Lovitura 1. Pentru Georgiana. Pentru el, amicu. Aproape. 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 Ai cele mai mari șanse până acum. Da. Tot că ai înțeles și principiul. Să nu nimerești. Bă, du-te de aici, mă. Ai uitat când am hockey? Nu, că se uită șeful mare și știm cu toții că e singurul dintre noi cu experiență. Să povestim, deci când ne-am angajat ne-au trimis la patinoar pentru un meci demonstrativ. Și n-am știut că tata banilor, cum este Alita, a făcut hockey de performanță. Și când am văzut acolo, n-a intrat nimeni să dea cu de mantinele. Că ne era frică din cauza la locul de muncă. Păi noi abia eram angajați. Mamă, o săptămână ne-am antrenat. Ne-am făcut de un râs. Daci odată că atât de enervant ești ca atunci ca bruiajul. Lovitura 2. La fel de proastă ca lovitura 1 aproape. Pentru că mă ții cu prostiile. Eu te-am pus să povestești. Eu am și copil mic, acum vrei să ne te apară. Te aud, te-am auzit înainte și sper să te aud de acum încolo. Da. Lovitura 3. Foarte aproape. Și acum, dragii mei, spre deliciul publicului, va da Ramona. Ce faci? E a treia, prima a fost de probă și am dat două. Zici că ești nebun la cap. Fiți ar numărătoarea de râs. Ce? Da, ok, nu e o problemă. Vezi cum îți fac un dușeu cu asta, da? Ușor. Ne cerem scuze. Ție ți se acceptă orice. Așa e, de la o vârstă. E, na. Foarte bine.
Mulțumim. Mai vrei să dai două? Ai dat doar una, nu? Bă, atât de tare m-a enervat. Eu dau cu pucul, mă. Nu, Răzvan, mulțumim. Da. Haide că am mai dat una cu piatra, dar măcar era dezbrăcată. Bun. Spre disperarea spectatorilor, știi? Ramona va da tot cu dreapta. Stai că se vede cupa Stanley. Lasă că la alte emisiuni e și mai și. Băi, nu, cred că trebuie să dau pe partea cealaltă, că îmi vine peste mână. Păi iau pe asta, tu. Îmi vine peste mână. Păi iau pe ce? Asta e câștigătoare. Dacă împărțim pe din două, da? Asta a fost de probă sau mai e nevoie de... Ia mai multe, să nu faci un milion de drumuri. Mie îmi plac drumurile, dus întors. Da, drumurile te omoară, la mână. Nu mă blițul de paparații sau ăsta. Ne-ai făcut o poză sau... Unu! Bun, Georgiana, după cum îți dai seama... Cine le mai numără? Vom sta mult aici. Bă, dar dați-mi hotărât, dați ca lumea. Dați tare, trebuie să schimb. Vreau să dau invers, ce are? Da, tu dai cum vrei. Da, dar ne dai nouă în gură. Da, și numai să fac... Gol, gol, a fost gol. Da, da, eu te înțeleg, Michi, dar... Da, hai să vedem, doi. Nu, mă, nu, trebuie să iau pentru... Ce mai vrei să dai baghet? Mai avem o rundă, Răzvan. Da, eu vreau să... Stați locului. Eu vreau o tigaie. Trebuie să o ajutăm pe Georgia. Ui! Atins! Două puncte, îmi pare rău. Runda 2 de la capăt, Nicolae. De încoace. Da, asta e o porție. S-a atins o tigăiță. S-a atins o tigăiță, a dat la ciur. Ciur! A dat obiceiul. A dat la ciur. Hai, Nicolae, concentrează-te. Foarte aproape să aduni un punct. Deja, băi, dacă deja nu dau ghiozdanul ăla, vă bat cu cross asta. Da. Mulțumim, Răzvan. Vă fac intervenție în stomatologie. String, bine, 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 tot mai bine. Stâng. Mai jos. Foarte bine, Răzvan. Hai, vezi de treabă, vezi hai de mersul tău. Hai să vedem, Răzvan. Vezi de mersul tău. Bagă și tu o minge la buzunar, ca Nadal. Nu dați camera pe mine, că dăm de două ori, băie, taci. Da. Că dacă cumva atingem, zici că tu. Da. Hai să vedem. Dă-ți părul din ochi, exact. Asta ne trebuia nouă, să te... Bun. Hai să vedem. Eu exersez respirația. Fă tu treaba, că dacă cumva... Eu, a zice mea că tu ești, bade. Da. Dacă cumva, n-am zis că înseamnă că e adevărat. Și pentru Georgiana. Wow! Central, un punct, bravo, e 2-1 pentru amândoi. Păi, dacă dai într-unul mai... nu central, trebuie să fie cel mai... Nu, celelalte. Ai zis invers. 2-1, așa ai zis. E cel mai mare punctaj. Unde? Cu ce te joci? Unde te antrenezi? Da, dă un vers până la ce... Pe centru dai în capul portarului. Mai dă un punct. Mai dă un punct și ai câștigat. Bă, ia-l pe ăsta de lângă mine. Nicolaș, încetează. Nu vreți că l-amețești. Bă, dacă... Nu, asta se reprinde, bale. Și... Foarte aproape de vinclu, mai avem una. Mai avem una, hai să vedem. N-are stare. Ca de obicei, unul n-are stare. Și... Taci un pic, te rog eu frumos. Asta fac comentatorii. Ce faci? Crește tensiunea. Du-te, dică. Să ai grijă, dacă îți crește tensiunea, naști. Ăla e punctaj. A fost în coada de la... Ce? Ai 3 puncte și cu un punct, 4 puncte. 4 puncte că ai dat în coadă. Da, păi dacă... Nu, 3 puncte că ai dat în coadă. Fii. Și unul a rămas la Mona. Mai nu te mai pleca. Pe unde păi mai are? Că dacă dai un vinclu, l-ai egalat pe Răzvan. Foarte bine, ia. Important e că Georgiana o câștiga pe jumătate. Încă nu, pe jumătate câștiga. Da, e ca și ce să mai fac? Cât să mai păi fac? Acum mă fac... Nu te faci că nimic. E foarte bine la lopată. A pierdut, foarte... deja. A pierdut. Nu pot. Și ultima... La lopată, domn Dani. E bună de clacă. De ce? Că se apleacă bine. Bară, gol! Mulțumim! Uite-te puțin care este... De ce mi-am... Știi că eu mi-am ales primul asta, n-ai văzut. De ce? Toată chestia este de aici, de sus. Duța al nostru este la Muzeul Țăranului Eu Român. Eu trebuia să-l prezint pe Duța al nostru. Păi mai poți acum? Duța al nostru este la Muzeul Țăranului.